Bună dimineața, ei, ei, bună, bună dimineața, ei, ei. Oh, da. Salutare, dragilor, eu sunt Dex Andreea, este atâta ora, da, eu chiar m-am trezit la ora asta și chiar întârzi la ora asta. Merg să fiu jurat pentru prima dată în viața mea la un concurs de dans. Este foarte amuzant că ei mi-au zis să vii la 8 jumate acolo, eu la 8 jumate plec de aici. Să vină Uber-ul, ei, ei, Uber-ul, ei. Bună dimineața! Ce faceți? Fotomodelule, unde duci mă cu matea? Gata, suntem aici. Trecem la treabă. Trecem la treabă. Trecem, trecem. Mi-am ales locul. Și acolo să dansați voi. Aici este cu voie bună, nu-i așa, domnule Wilmar, că aici este cu voie bună? Așa este. La street dance. Te-am votat și eu. Și-am luat locul. Și-a luat locul 1. Mulțumită mie. Sunt niște copii foarte talentați. O să vedeți că i-am filmat. Exact! Definit la comedy! Am supraviețuit. Oficial s-a terminat concursul. Doamne ajută! Slay! Look at that sexy! Woo! Cum ați supraviețuit, domnule Wilmar, că acestui minunat concurs din această minunată seară care s-a terminat la 6:30? Ce părere ați avut de toți concurenții? E bucurător să văd atât de mulți copii talentați. Am fost foarte plăcut să te cunosc. Ești o personalitate carismatică și îmi place. Vezi
Se la plină de energie. Iar iar din punct de vedere a dansului, am petrecut o dupăiată de duminica făcând ceea ce ne place, așa că suntem o echipă aici. O echipă. Machiajul meu arată într-un mare, mare hal, și anume că începe să mi se vadă vânătaia pentru că mi s-a luat concealerul, pentru că am machiajul ăsta de la 7:30 dimineața. Prima dată ca și jurat într-un concurs de dans, nu știu, m-am simțit super, super onorată pentru chestia asta. E un lucru gen, nu-mi imagineam deloc o să fac eu vreodată chestia asta, deși vă sună super, super banal ceea ce am făcut eu astăzi și... cui pasă. Vreau să vă mulțumesc mult, mult de tot vouă participanților pentru că ați venit la acest concurs, pentru că pur și simplu v-am văzut dansând și m-am simțit super, super bine să vă văd dansând și să văd atâtea talente, atâtea coreografii și pur și simplu să vă văd bucuria aceea când ați câștigat, când ați câștigat acel trofeu și acea diplomă. Oh my god, diplomă cu semnătura mea. Îmi pare rău că n-am reușit să filmez mai mult de acolo, dar trebuia să stau concentrată. Trebuie să încep să mă demachiez pentru că deja fața mea nu mai este atât de prezentabilă. Nu a fost, nu va fi vreodată, dar chiar nu arată ok acum. Nu se vede vânătaia. Cu voi a fost sora voastră de X. Nu uita să te abonezi, să faci și tu parte din familia de X soților. Și când apeși acel buton de abonare, nu uita să apeși și clopoțelul ca să fii la curent cu ceea ce postez eu, pentru că acum încep să postez iar săptămânal. Știu că nu vă vine să credeți. Sora voastră vă pupă, vă respectă, iar noi ne revedem data viitoare la un nou videoclip.